Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri, începe jurnalul orei 12. Audieri pe bandă rulantă la Poliția Capitalei după scandalul sângeros cu săbii între două grupări interlope din București. Una dintre ele este Gruparea Sportivilor, liderul clanului se află în stare critică la spital. Până acum nimeni nu a fost reținut. Colega mea, Gabriela Mihai, ne dă mai multe informații în direct de la Poliția Capitalei. Te ascultăm, Gabi. Am găsit până acum 30 de persoane au fost audiate în acest dosar deschis de polițiștii Capitalei pentru tentativă de omor. Vorbim atât despre martori cât și despre persoane care au participat la acel conflict, în urma căruia două persoane au ajuns la spital. Vorbim despre o încăierare între două clanuri interlope. Liderul clanului sportivilor se află la Spitalul Pantelimon, acolo unde este în stare gravă. Acesta a rămas fără un deget în urma încăierării cu săbii care a avut loc în sectorul 2 al Capitalei în urmă cu două seri, iar o altă persoană din clanul rival se află internată la Spitalul de Urgență Floreasca, este în stare gravă, în comă, iar în aceste momente știm că polițiștii au făcut foarte multe audieri și în cursul acestei zile au loc audieri în acest dosar. Au fost vizionate toate imaginile de pe camerele de supraveghere din acea zonă, pentru că polițiștii vor să stabilească de la ce a pornit acest conflict și cum s-a întâmplat totul, astfel încât ulterior să ia și primele măsuri în acest dosar. Până acum nicio persoană nu a fost pusă sub urmărire penală, însă după ce se vor face toate audierile și după ce se vor lămuri în privința modului în care a început acest conflict în sectorul 2 al Capitalei, cel mai probabil că vom avea și primele persoane puse sub acuzare. Gabriela, mulțumesc. Scene șocante la Spitalul de Urgență din Piatra Neamț. Directoarea unității medicale a fost ucisă, iar suspectul principal este chiar soțul femeii cu care se afla în proces de divorț. Agresorul în vârstă de 50 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Individul angajat ca agent de pază la o firmă din Piatra Neamț a venit la spital la cabinetul soției înarmat cu un cuțit. Deocamdată nu este clar ce s-a întâmplat în cabinetul directoarei. Cert este însă că, la un moment dat, asistentele au fost cele care au auzit zgomote și strigăte de ajutor. Când au intrat să vadă ce se întâmplă, s-au îngrozit. Au găsit-o pe femeie cu mai multe răni pe corp. Soțul ei ar fi fost observat când părăsea incinta având cuțitul în mână. Se pare că, imediat ce a intrat, bărbatul a început să se certe cu femeia, apoi a scos cuțitul și a înjunghiat-o pe femeie de mai multe ori. Îngroziți, colegii femeii au încercat să-i dea primul ajutor, însă nu a putut fi salvată. Au fost nevoiți să-i declare decesul. Directoarea spitalului, care avea 49 de ani, promovase examenul recent pentru funcția de conducere, iar ziua când a fost ucisă era prima sa zi de lucru în noua funcție. Din cercetările preliminare efectuate, a reieșit că un bărbat de 50 de ani din Piatra Neamț ar fi înjunghiat mortal soția de 49 de ani. Persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia polițiștilor. De precizat este faptul că victima nu solicitase ordin de protecție față de acesta. De asemenea, în prealabil nu ar fi fost depuse sesizări privind posibile acte de violență. Bărbatul a fost prins imediat de poliție, iar un procuror criminalist l-a audiat. Psihologii spun că bărbatul și-a premeditat fapta terifiantă. Eu ce vreau să atenționez este faptul că divortul, deși are foarte multe nuanțe, inclusiv medierea și despărțirea în fața notarului și toate celelalte, rămâne o problemă conflictuală majoră. Nu este un show. Încă în mentalul și în conduita civică a noastră nu a pătruns terapia aceasta psihologică, care este confundată cu intervenție pe zona iatrică acută. Dacă auzi odată o amenințare că îți facă zdrec, trebuie să ia foarte în serios chestia aceasta și în secunda 2 să sune la 112, da, dacă respectiv este în preajma pe acolo, sau dacă nu este, să meargă de urgență la poliție și să facă o plângere penală. Acești indivizi trebuie diagnosticați. După părerea mea, au probleme grave de sănătate psihică. Și dacă ei ar fi diagnosticați,
alcoolici cronici sau cine știe ce mai au pe acolo, afecțiuni psihice. Se dă un diagnostic, se dă un tratament medicamentos și atunci când apare criza, da, omul știe să ia calmantul. Mai mult, individul ar fi pus la cale planul diabolic de mai multă vreme în amănunt. Pâine înmuiată în apă, margarină și câteva felii de salam. Așa arată mâncarea pacienților de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești din județul Călăraș. Mai mult, așa zisul meniu este adus de o firmă de catering, iar o porție costă 17 lei. Imaginile revoltătoare au fost făcute publice pe rețelele de socializare și au stârnit furia internauților. Ce porcărie asta, da? De unde e porcăria asta? Ce e asta? Porcăria asta, de unde e? Nu, serios, de unde e porcăria asta? Eu așa le-am primit. Uitați, așa le-am primit. Domn director, zice că nu aveți voie. Să fie sănătos, să cheme poliție. De unde sunt porcăriile astea, doamne? De unde e porcăria asta? Asta le dau să mănânce? De la firma de catering de la Maramureș? Imaginile șocante au fost distribuite pe Facebook de un jurnalist local. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Călăraș spune însă că bolnavii primesc uneori pâinea înmuiată pentru că au probleme la înghițire. Pacienții se plâng că mâncarea nu are niciun gust, angajații spitalului se scuză și spun că nu este vina lor. Mai mult, mâncarea este adusă aici pe bani mulți de o firmă de catering tocmai de la Sighetul Marmației. Nu avem nicio vină ce primim, aia dăm. Uitați, margarină, cât e omogenie la fiecare, uitați, porția de salam. Și aici avem cei care mănâncă, se neacă și le dumicăm. Știu că funcționează cu 140 de pacienți. Întâmplător m-a nimerit chiar la ora la care se servea masa. Știam că din luna septembrie bucătărețele de acolo nu mai prepară hrana pentru cei internați acolo, ci este adusă de o firmă de catering cu sediu în Sighetul Marmației. 17 lei costă meniul zilnic al unui pacient din centrul de la Plătărești. Conform Ministerului Sănătății, ar trebui respectate niște standarde minime privind hrana bolnavilor cu afecțiuni psihice. Vă dați seama că am fost extrem de surprins de ce am văzut că mănâncă acei oameni, deși s-a motivat că acei pacienți au probleme de ordin neurologic. Eu știu că în afecțiunile neurologice problema pasării mâncării apare numai în cazul în care ești diagnosticat cu miastenia gravis. Așa știu. Probabil că mai sunt și alte afecțiuni care necesită pasarea mâncării, dar nu sunt de specialitate. Accidentul grav de ieri din localitatea Șcheia, județul Suceava, a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Un tânăr de 17 ani care stătea pe scaunul din dreapta a murit după ce duba condusă de fratele său a fost lovită de tren. Mașina ar fi derapat din cauza poleiului. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona căii ferate se vede cum duba de culoare albă nu așteaptă la barieră, ci vine cu viteză și este lovită în plin de tren. În urma impactului, pasagerul de pe scaunul din dreapta a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Șoferul, fratele tânărului de 17 ani, a rămas încarcerat și a fost scos cu greu de salvatori. Auto utilitară a fost lovită de tren la o trecere de nivel cu calea ferată pe raza comunei Șchea. În mașină se aflau două persoane, una dintre ele a fost proiectată în afara mașinii și, din nefericire, a fost declarată decedată, însă a doua persoană a rămas încarcerată și colegii mei au fost nevoiți să o extragă dintre ferele mașinii, după care a fost preluat de către echipajul SMURT, de terapie intensivă mobilă, care a stabilizat-o. Mașina a fost lovită în plin de trenul Interregio Iași. Ceilalți șoferi care au văzut accidentul au dat alarma. În scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri cu două autospeciale de descarcerare, dar și alte două ambulanțe SMURD. Bărbatul care a scăpat cu viață este în stare critică la spital.
Procurorii DIICOT au finalizat rechizitoriul în dosarul Caracal. Principalul suspect în acest caz, Gheorghe Dincă, acuzat că l-a ucis pe cele două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Belencu, urmează să fie acum trimis în judecată. La ieșirea de la sediul DIICOT, unde a fost audiat din nou vineri, întrebat de jurnaliști dacă a comis crimele, Gheorghe Dincă a spus că totul este în regulă. Le-ați omorât sau nu pe cele două fete? Sunteți vinovați? Dincă a fost audiat 5 ore după ce acesta și-a schimbat declarația inițială și nu mai recunoaște că ar fi ucis-o pe Luiza Melencu. Insistă că a fost victima traficanților de persoane. La începutul anchetei DIICOT, Gheorghe Dincă a povestit cum i-a luat viața Alexandrei Măceșanu în vârstă de 15 ani pe data de 25 iulie și ulterior i-a incinerat corpul într-un butoi din curtea casei sale. De asemenea, el a susținut că a omorât-o și pe Luiza Melencu de 18 ani, dispărută în luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei păduri de lângă Caracal. Știe că va fi trimis în judecată și așteaptă acest lucru. Nu a avut probleme în faza de urmărire penală cu organul de anchetă, a fost bine tratat, i s-au respectat drepturile procesuale, drepturile fundamentale. Ce monitorizare există? Da, cu siguranță, săptămâna viitoare cred că se va face trimiterea în judecată. Procesul se va desfășura la tribunalul Olt. Mandatul de arestare a lui Dincă expiră pe 27 ianuarie, iar dacă până atunci procurorii nu reușesc să-l trimită în judecată, acesta va fi liber. Atac șocant la Iași, doi tineri, o fată și un băiat se zbat între viață și moarte după ce un interlop a intrat cu sabia peste ei în casă. Atacatorul a mai fost închis pentru acte de violență. Acum este căutat de polițiști. Din primele cercetări efectuate s-a constatat faptul că în timp ce tânăra și bărbatul se aflau în locuința din comuna Probota, în imobil ar fi pătruns un alt bărbat, respectiv fostul ei concubin, care l-ar fi agresat fizic pe bărbatul din locuință. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca în funcție de cele constatate să fie dispuse măsuri legale. Reacțiile internaționale au început să curgă după ce Iranul a recunoscut că a doborât avionul ucrainean care decolase miercuri de la Teheran cu destinația Kiev. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și premierul canadian Justin Trudeau le-au cerut autorităților de la Teheran să întreprindă o anchetă completă și transparentă, să-i aducă pe cei răspunzători în fața justiției, să repatrieze trupurile celor care au decedat, să plătească despăgubiri și să-și prezinte scuze pe canalele diplomatice. Schimbarea de poziție a Teheranului este una spectaculoasă în condițiile în care până acum Iranul a dezmințit categoric acuzațiile aduse de numeroase state privind responsabilitatea forțelor sale în acest atac. Prima reacție după ce autoritățile de la Teheran și-au recunoscut vina a venit din partea președintelui ucrainean. Volodymyr Zelensky cere pedepsirea vinovaților și despăgubiri din partea Iranului. Ne așteptăm ca Iranul să declanșeze o anchetă completă și transparentă, să îi aducă pe cei răspunzători în fața justiției, să repatrieze trupurile celor care au decedat, să plătească despăgubiri și să îi prezinte scuze pe canalele diplomatice. Sper că ancheta va continua fără întârzieri și obstacole artificiale. Cei 45 de experți vor avea nevoie de acces complet, dar și de cooperare pentru a face dreptate, a declarat președintele ucrainean într-un comunicat. O reacție a venit și de la premierul Canadei, Justin Trudeau. Este o tragedie națională, iar toți canadienii sunt în doliu astăzi. Vom continua să lucrăm alături de partenerii noștri din toată lumea pentru a ne asigura că va avea loc o anchetă completă și aprofundată, iar guvernul canadian se așteaptă la cooperare deplină din partea autorităților iraniene, a transmis șeful guvernului de la Ottawa. Armata iraniană a emis sâmbătă dimineață un comunicat cu privire la producerea tragediei soldate cu 176 de morți. În declarație se arată că forțele armate ale Iranului erau în alertă ridicată în momentul în care aeronava s-a apropiat de o bază a gărzilor revoluționare. După ce a recunoscut vina Iranului în doborârea avionului ucrainean, într-un mesaj pe Twitter, președintele Iranului, Hassan Rouhani, a emis o declarație în care a numit incidentul o catastrofă teribilă.
Republica Islamică Iran își exprimă părerea de rău pentru această greșeală dezastruoasă și transmit cele mai profunde condoleanțe familiilor victimelor acestui tragic incident în numele Republicii Islamice. Ancheta forțelor armate a stabilit că, din nefericire, rachetele lansate din cauza unei erori umane au provocat acest accident îngrozitor al avionului ucrainian și moartea a 176 de oameni nevinovați. Ancheta va continua pentru a identifica și acuza pe cei responsabili de această tragedie cumplită și de neiertat, a declarat președintele iranian într-un mesaj postat pe contul său de Twitter. Ministrul de Externe canadian, François-Philippe Champagne, a anunțat crearea unui grup de coordonare cu Ucraina, Suedia, Afganistan și Marea Britanie, care va vorbi pe o singură voce în favoarea unei anchete complete și transparente. Mai mult, Iranul a invitat compania Boeing, constructorul american al avionului, să participe la anchetă, precum și pe americani, canadieni, francezi și suedezi, să observe metodele de lucru urmate de iranieni în investigație. Ucraina a trimis la locul tragediei o serie de experți, iar mulți dintre ei au lucrat și la ancheta zborului MH17, care a fost doborât de o rachetă trasă de separatiști din estul Ucrainei. Traian Băsescu spune că puterile europene, Statele Unite ale Americii și Canada nu au avut niciun dubiu că avionul doborât în Iran ar fi fost doborât de o rachetă trasă de armata iraniană. Fostul președinte mai spune și că abia după ce se va afla lista completă a iranienilor de la bord se poate decide dacă doborârea aeronavei a fost intenționată sau nu. La ora aceasta nu există dubii. Nici la Washington, nici premierul canadian n-a ieșit degeaba. Nu se putea face o eroare de asemenea dimensiune. Fotografiile din satelit arată clar că a fost o rachetă lansată de pe un site de rachete din jurul Teheranului și care a lovit avionul comercial. De multe vor scăpa iranienii, dar de încăpățânarea canadienilor în a demonstra realitatea nu vor scăpa. Traian Băsescu este de părere însă că riposta Statelor Unite va veni abia după alegeri. Trump a fost extrem de rezervat pentru că este în fața unor alegeri. Dar Statele Unite nu vor ierta Iranul pentru terorism de stat. Când spuneți că se amână deznodământul până după alegeri, asta înseamnă că ne așteptăm la o lovitură în forță, înțeleg, care pentru moment e amânată. Este amânată pentru că o declanșare a unor operațiuni militare împotriva Iranului, care ar însemna practic deschiderea unui nou front, un nou război, după experiența Afganistan, experiența Irak, să urmeze Iranul acum, este un lucru greu de dus și justificat pentru populație în alegerile prezidențiale. Fostul președinte mai spune că generalul Suleimani orchestrase 10 de atacuri teroriste și că nu era un om de iertat. Acest general care a fost lichidat de americani este departe de a fi un om pe care să-l ierți. Este un om care are pe conștiință mii de oameni. Vă reamintim că toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737-800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit după prăbușirea aeronavei. Un polițist din Târgu Jiu ar putea fi extradat pentru furt în Germania. Acesta este acuzat că ar face parte dintr-o grupare de români care a dat mai multe spargeri. Polițistul neagă acuzațiile și spune că în perioada în care este acuzat că ar fi comis furturile, el s-afla la serviciu. Polițistul lucrează la Poliția Municipală Târgu Jiu și are 35 de ani. Agentul a fost reținut de autoritățile din Germania, unde ar fi dat mai multe spargeri. Polițistul a fost ridicat deja de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, întrucât are deja emis pe numele său un mandat european de arestare. Astăzi, pentru credincioșii catolici, monseniorul Aurel Percă, numit de Papa Francisc în oficiul de arhiepiscop mitropolit de București, a fost înscăunat în cadrul unei sfinte liturghii solemne celebrate în Catedrala Sfântul Iosif din Capitală. La eveniment au participat mii de credincioși, peste 200 de preoți, 2 cardinali și 24 de episcopi catolici. La ceremonie a putut fi observat și premierul Ludovic Orban.
arhiepiscop mitropolit de București, monseniorul Aurel Percă, are 68 de ani și s-a născut la Săbăoani, în județul Neamț. Este preot din 1979 și a fost consacrat episcop în 1999 în noua catedrală romano-catolică din Iași, monseniorul Ioan Robu fiind unul dintre episcopii consacrați. Deviza sa episcopală este înrădăcinați și întemeiați în iubire, fiind luată de scrisoarea Sfântului Apostol Paul către efeseni. La înscăunarea noului arhiepiscop au participat mii de credincioși și peste 200 de preoți, doi cardinali, 24 de episcopi catolici, autorități civile și politice, dar și reprezentanți ai ambasadelor și cavaleri ai Ordinului de Malta. Să te ajute să-ți îndeplinești misiunea apostolică. Prin urmare, venerabile frate, te îndemnăm ca prin mijlocirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria și a fericiților Anton Durcovici, Veronica Antal și Vladimir Ica, să mijlocești neîncetat în rugăciune pentru oile încredințate ție. Monseniorul Ioan Robu, căruia Papa Francisc i-a acceptat renunțarea la oficiul de arhiepiscop mitropolit de București după ce a ajuns la vârsta canonică de 75 de ani, va deveni arhiepiscop mitropolit emerit. Amenzi uriașă pentru vecinii gălăgioși din 26 ianuarie, cei care își deranjează vecinii la ore nepotrivite, mai ales pe cei de la bloc, vor scoate bani grei din buzunare, între 2 și 3.000 de lei. Mai mult, amenzi și de 6.000 de lei vor plăti și pătrecăreții care fac zgomot acasă sau care folosesc aparatura muzicală la volum ridicat. Un sondaj Eurostat arată că România se află pe locul 5 într-un astfel de top. În plus, pe multe șantiere de la noi, constructorii nu respectă normele de izolare fonică și nici autoritățile nu intervin prea des în astfel de cazuri. În afară de amenzi, cei care își deranjează vecinii în orele de liniște pot primi între 70 și 120 de ore de muncă în folosul comunității. Critică pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban pentru decizia de a declanșa alegeri anticipate. Fostul președinte este de părere că alegerile anticipate reprezintă o fantezie politică plătită nu de politicieni, ci de români și spune că nu înțelege rațiunile pentru care PNL vrea declanșarea alegerilor anticipate și că această idee este una greșită. Ca să declanșezi acum procedurile pentru a atinge alegerile anticipate, proceduri care necesită 3 luni, cel puțin 3 luni, ar fi trebuit ca dezbaterea să fie terminată până la ora asta și să știu, da, în urma dezbaterii rezultă că vrem o republică prezidențială sau vrem o republică parlamentară sau vrem parlament unicameral. Aceste dezbateri n-au avut loc. Și atunci nu, e greu de explicat motivul pentru care forțez intrarea în instabilitate politică, pentru că asta înseamnă să-ți cadă guvernul. Fostul președinte a mai declarat că anticipatele reprezintă o fantezie politică pentru care vor plăti tot românii. Mi s-ar părea ridicol ca un partid, o forță politică de dreapta, să facă exact ce l-a dus capul pe Dragnea, să-și oblige premierii să demisioneze. Ne jucăm de a Constituția. Cred că e o greșeală și declanșarea de alegeri, declanșarea procedurilor, fără a ști dacă ajungem acolo, este riscantă. Mai ales că România trebuie să împrumute foarte mulți bani anul acesta. Și costurile la astfel de fantezii politice, să știți că nu le plătesc cei care iau deciziile, și populația le plătește. Ea va plăti dobânda de 5-6% la credite pe termen scurt și mediu. S-a aprins scandalul în USR. Senatorul Mihai Goțiu l-a întrebat pe Dan Barna dacă își dă demisia în cazul în care peste jumătate din membrii Uniunii nu și asumă documentul doctrinar al partidului. Dan, ne-ai făcut să pierdem vremea, i-a spus Goțiu liderului USR. Senatorul USR se întreabă dacă partidul îi mai reprezintă cu adevărat pe oamenii care l-au votat.
Mesaj pentru președintele USR cu ocazia lansării publice a documentului legat de clarificarea noastră ideologică și etichetarea de centru-dreapta. Domnule președinte al USR, Dan Barna, dragă coleg Dan, ne bat alegerile locale și anticipatele la ușă, cei care ne-au acordat încrederea așteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu și apropiații tăi din USR aveți vreme de pierdut cu referate și documente doctrinare redactate cel mult la nivelul unui seminar din primul an de facultate, a scris Goțiu pe contul său de socializare. Senatorul USR îi transmite lui Dan Barna să citească mai multe documente care nu fac referire la o definire doctrinară, ci conțin cauze și revendicări ale societății civile în care crede și USR. Dane, te întreb pe tine și pe colegii care susțin asta. Dacă mai mult de 50% dintre membrii USR nu-și asumă documentul acesta, îți vei prezenta demisia pentru că ne-ai făcut să pierdem vremea? Mă așteptam ca măcar atât să fi învățat după eșecul major al Ciudadanos, partenerul nostru din Spania în Renew Europe, partid care, taman după o asemenea clarificare ideologică, a suferit un dezastru la alegerile de la sfârșitul anului trecut, la ani lumină de scorul pe care îl obținuseră câteva luni mai devreme la europarlamentare, a mai scris Goțiu pe rețeaua de socializare. Domnilor, și continuăm cu informații externe. Catastrofa din Australia riscă să se agraveze. Un nou val de caniculă însoțit de vânturi puternice va cuprinde întregul continent în condițiile în care incendii uriașe mistuie vegetația, iar peste un sfert de milion de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor din statele Victoria și New South Wales. În ajutorul pompierilor, australieni care nu mai fac față au fost trimise armata și marina, dar și sute de colegi americani și canadieni. Incendiile fără precedent din Australia și-au pierdut până acum viața cel puțin 26 de oameni și aproape un miliard de animale au murit. Flăcările au mistuit peste 10 milioane de hectare de teren, suprafață egală cu cea a Coreei de Sud. Satelitul european Copernicus Sentinel-2 a fotografiat din spațiu incendiile care mistuie Australia. O imagine de calitate surprinsă pe 31 decembrie arată cum suprafețe întregi sunt pur și simplu făcute scrum de flăcările ce ard cu o intensitate uriașă. În statele Victoria și New South Wales, orele următoare sunt critice, iar incendiile de vegetație ar putea căpăta o intensitate devastatoare. Cea mai mare amenințare o reprezintă incendiul gigant format la granița statelor Victoria și New South Wales prin unirea a două focare separate. În momentul de față, suprafața mistuită de flăcări este de aproximativ 500.000 de hectare. Temperatura aerului în zona celor două state puternic afectate de peste 130 de incendii s-a ridicat la 37 de grade Celsius. În portul Moruia, de pe coasta de sud-est a Australiei, au sosit câteva sute de pompieri canadieni și americani, dintre care mulți au mai lucrat alături de colegilor australieni în timpul incendiilor din California. De asemenea, zeci de unități de pompieri sunt ținute în rezervă pentru a fi trimise în misiune la nevoie. Armata a mobilizat mii de rezerviști care dau o mână de ajutor la stingerea incendiilor de vegetație și aduc apă localnicilor care duc lipsă de apă potabilă. Autoritățile au trimis nave ale marinei australiene în largul coastelor unde se află numeroase orașe amenințate de foc pentru a îmbarca pe localnici în cazul în care incendiile ajung în zonele locuite. În mai multe regiuni, veteranii armatei australiene au ridicat centre în care sunt tratate animalele rănite în incendii. Un incendiu a cuprins și rezervația naturală de pe insula Kangurilor, unde sunt adăpostite peste 600 de animale, între care și mai mulți urși, koala și canguri. He's a very sick koala, but he's one that we do have hope for. Din nefericire, multe dintre aceste vietăți trebuie eutanasiate din cauza rănilor prea grave. Numărul urșilor koala care au murit arși în incendiile pe această insulă se ridică la 30.000 potrivit estimărilor autorităților, scrie The Sun. Imagini care stârnesc îngrijorare la Washington. O navă militară rusească a fost surprinsă în timp ce s-a apropiat agresiv de un distrugător al Statelor Unite. Nava americană a recurs la 5 sunete de sirenă, semnalul internațional de alertă maritimă, pentru a determina embarcațiunea rusească să-și schimbe direcția. O navă militară a Statelor Unite a reușit să evite la limită un impact care ar fi fost devastator în Marea Arabiei cu o navă militară a Rusiei.
Aceasta din urmă s-a apropiat agresiv de embarcațiunea americană, așa cum se vede în imaginile publicate de jurnaliștii de la CNN. Potrivit flotei a cincea americane, distrugătorul desfășura o misiune de patrulare de rutină când nava rusească s-a apropiat excesiv, potrivit Ager Press. Inițial, vaporul rusesc nu a reacționat, dar în final și-a modificat traiectoria și cele două nave s-au îndepărtat una de cealaltă, au anunțat oficiali ai US Navy citați de presa americană. Aceștia au precizat că, deși nava rusească a luat în final măsuri, reacția s-a întârziată înainte de a respecta regulile internaționale de navigație în cazul unei apropieri agresive, a sporit riscul unei coliziuni. După ce a trecut prin cele mai devastatoare inundații din ultimele decenii, Veneția aproape că a secat. Nivelul apei din canalele orașului lagunelor a scăzut brusc, ajungând sub cota obișnuită. Deocamdată, nivelul măsurat al apei în canalele din Veneția este cu 60 de centimetri sub cel obișnuit al mării. Însă, în următoarele zile se preconizează că nivelul actual ar putea scădea și mai mult. În aceste condiții, turiștii nu se vor mai putea plimba cu gondola, iar hidroambulanțele și pompierii nu vor mai putea ajunge la intervenții. Fenomenul este provocat de un reflux mai puternic decât cele obișnuite. În noiembrie, Veneția s-a confruntat cu cele mai grave inundații din ultimii 50 de ani provocate de mareea înaltă. Numeroase clădiri istorice din patrimoniul UNESCO au fost serios afectate, zeci de locuințe au fost inundate, iar autoritățile au decretat stare de calamitate. Jurnalul orei 12 se oprește aici, rămâneți pe B1 TV și nu ratați La Fix, tot B1 cu Irina Petrar.